Salutare, dragi prieteni, dragi abonați și bine v-am găsit la un nou tutorial pe canal. Un tutorial care este cerut pentru partea de 5M, scripting 5M, etc. În clipul de astăzi vă voi învăța cum vă puteți adăuga o mașină în dealership, în rent car și în garajele la facțiuni. Este ceva foarte slim, foarte simplu, care poate fi explicat și înscris, dar mai bine fac un video să arătăm cum trebuie, nu? Hai să începem, ca să nu mă lungesc prea mult. Prima oară vă voi arăta cum puteți să băgați o mașină în dealership. Ne deschidem serverul nostru din host, eu l-am deja descărcat în calculator, nu l-am urcat pe host. Căutăm unde avem showroom-ul instalat. VRP showroom. Prima oară intrăm în cfg showroom.lo. Sau dealership.lo. Și eu am o mașină, mă, pe aici. Nu asta, că e dufutută. Hai să văd dacă am o mașină pe aici. De oriunde. Server. Pam, pam, pam. N-am mașină aici. O să-mi iau de pe GTA 5 Mods. GTA 5. O mașină la nimereală, ce o fi, o fi. Uite, luăm BMW M5 ăsta, descărcare, descarcă. Close. Avem BMW Bavarian, BMW M5. Închidem browser. Ups. În primul rând, când descărcați o mașină add-on sau orice altă mașină și vă apare dlc.grpf, înseamnă că fișierele din ea trebuie să le creați voi prin OpenEV. Eu voi deschide acesta prin OpenEV. Erori de gen de waterfall. What? Exit. Open. Windows. Ce trec? GTA Select. You don't have access to work with folder. With administrator. Run as Windows. Ok. Să mai întâmplă și de astea. Set permission, ok. Ok. File. Open archive. Desktop, ăsta, ăsta. Ok, deci mi-a deschis asta. Ignorați până acum, nu știu de ce îmi cere acces de administrator pana mea. Îi dăm frumos aici pe stream, îi creăm un document stream în care vom băga din DLCRPF asta din data. Le vom What the fuck? Cele din data le vom trage în folderul implicit, iar în stream vom trage ce este în x64 level GTA 5, odată vehicle și vehicle modes. Dar nu e nimic ca la asta, ok.
asta de aici. Ok. Ștergem asta. Hai să vedem cum se numește mașina. Deci M5. În showroom.lua, prima oară și prima oară, ne ducem în categoria care o avem noi în showroom, în care dorim să facem ceva. Eu bag la BMW frumos aici. După ultima linie, dăm un Enter. De preferat, copiem ultima linie. La model, unde e partea aceasta de model, între ghilimele vom băga numele mașinii din vehicul, numele prin care putem să spawnăm mașina. La nume punem ce nume vrem să aibă mașina, BMW M5. Prețul, Porsche 100. Prețul fix care vreți voi pe server, 100 de dolari, de euro, ce aveți voi pe server. În rest, speed, ace, brake, asta nu le nu puteți să nu le modificați. Ce ține de handling, de viteză, de frânare, nu s-a modificat de aici. Orice dați modifica, rămâne la fel. Îi dăm un save. Copiem această linie. Ne vom duce din nou în showroom. Da, mi-a și pula că am închis fila. Tăi drept aici. Vrpă showroom. Vom intra în client. În client, doamne. Ba da, în client. Intrăm în client. Ne vom duce la unde avem linia de BMW. Îl băgăm și pe asta frumos aici. Și dăm un save. Ce este cel mai important este să-l aveți și odată în CFG-ul de la showroom și în clientul din showroom. Da, client. În cazul în care nu-l aveți în client și-l aveți doar în CFG, el o să vă apară în showroom. Dacă nu-i vezi la cumpărare, ori nu va merge, ori va da o eroare și va pica tot showroom. Sau în cel mai rău caz, nu vă va porni showroom-ul deloc. Ok. Asta este primul pas, cum să adaugi o mașină în dealership. Este un pas foarte simplu, care îl poate face toată lumea cu ușurință. Acum voi arăta cum puteți să adăugați în Rencar sau să schimbați în Rencar mașina. Eu nu o să mai dau drumul la server ca să arăt pe video cum merge, pentru că nu consumă foarte mult din RAM, pana mea, pe că înțelegeți voi. Dar funcționează 100%. Depinde și de mașină. Acum, că dacă bagi o mașină care este deja pe server și are alt nume, sau o ai deja băgată în showroom și e băgată cu alt nume și un pic mai modat, s-ar putea să bugească, să nu vă spawneze. Dar merge 100%. În Rencar, da? Hai vedem dacă mă Rencar pe serverul ăsta. Intrăm în vrpărent. Hai să închid eu astea mai bine. Spawn. Veh. Spawn veh car. Ok. În vrpărent sau rent, cum aveți voi folderul denumit, în client.lua sau cl.lua, pentru că mai sunt unele care se bagă direct în core-ul de la VRP, va trebui să căutați spawn veh. Până veți găsi acest vrp rent spawn veh, între ghilimele, numele la mașină. De exemplu, din Logan scoateți și băgați M5-ul, care l-am băgat și în showroom. Vă va spawna M5-ul acolo unde aveți voi poziționat car rentul. Asta este cel mai ușor pas pentru rent. Vă voi lăsa în descriere un link de descărcare a rentului. La showroom nu vă las, că e un showroom puțin mai special. Dar pentru rent vă voi lăsa, că îl găsiți pe toate serverele de suport. Totodată în client, dacă vreți să schimbați coordonatele la
la locația de unde puteți să spawnați mașina de rent, printre primele rânduri ar trebui să aveți rent position, rent post sau rent cords. Cum îl am eu rent post, vă duceți unde vreți voi să aveți coordonatele de spawn pentru rentcar. Din meniul de admin copiați coordonatele și veniți și le băgați foarte frumos aici. După dați un save, vă duceți în host sau dacă l-aveți pe local host, dați închide și deschide serverul, pe host îi dați un restart. Ok, și ce mai este? Garaje la facțiuni. Cum poți să adaugi o mașină într-un garaj al unei facțiuni? Este ceva foarte simplu, nu necesită nici timp pierdut. Hai să vedem. Vom intra în VRP. VRP KFG Garage.gloa. Vom deschide Garage.gloa. Pentru facțiune, să zicem de un exemplu poliție. Facțiune de poliție. Ca un care să funcționeze pentru facțiunea care o aveți voi, în primul rând și în primul rând va trebui să verificați în VRP în CFG în faction.lua. La CFG faction, dacă numele poliție coincide cu cel din garaje unde aveți să vă definească facțiunea pentru garaj. În cazul în care nu aveți această definiție și aveți doar ceva de genul ăsta, garajul va funcționa pentru toată lumea. Odată ce voi adăugați definiția pentru facțiune, va merge doar celor care sunt în facțiunea de poliție sau smurd sau ce facțiuni mai vă adăugați voi pe server. În cazul în care la facțiune, să zicem, aveți doar poliția și nu este fix cum este în faction, garajul va apărea pe hartă, dar nu va putea să cumpere nimeni de la el. Indiferent că vă dați add faction poliția, dacă voi nu aveți acea facțiune pe server, nu o să vă adauge nici gradul și nici să vă meargă garajul. Și foarte mare grijă la virgulă, la punct. În prima parte de config necesită neapărat o virgulă. După aceea, când vă definiți prima mașină, vă definiți prima mașină, dacă aveți doar o mașină pentru facțiune, nu veți pune virgulă. Dacă aveți două, veți pune o virgulă. Îi dăm un copy-paste la asta frumos. Iar la a doua nu mai puneți virgulă. În cazul în care puneți virgulă și la a doua, mi se pare că vă funcționează, în funcție de garajele care le aveți. La mine, de exemplu, nu funcționează dacă pun virgulă. Sau dacă nu pun așa, nu o să-mi funcționeze niciun garaj, din cauza la o virgulă care am uitat să o pun. Sau mai rău, să nu pui aici o virgulă. Nu să-ți funcționeze garajul. Sau să pui punct din greșeală. Bine, dar să observă punctul și virgula, banane. Ok. Și acum adăugăm mașină. În prima paranteză vom băga numele la mașină, codul de spawn al mașinii. M5, de exemplu. În prima vom băga numele la mașină. BMW M5. Unde aveți 0, înseamnă că 0 bani pentru a scoate mașina din garaj. Dacă vreți ca la facțiunea de poliție să plătească 20 de milioane sau, da, 20 de milioane să scoată mașina din garaj, veți pune 20 de milioane în loc de 0. Da, de preferat la facțiuni 0, la civil la fel, pentru garaj lăsați 0. Iar ultimele ghilimele sunt descriere. Când țineți apăsat în telefonul sau în meniu pe BMW M5, va apare în stânga sau în dreapta o informație. Mașină din viteză. Și dați frumos save. Asta este mare lucru care trebuie să-l faceți ca să puteți adăugați o mașină pentru dealership, facțiuni, garaje. Paname, nu este ceva foarte greu, dar pentru persoanele care sunt la început, poate nu știu. Și, na.
E cel mai bine să învățați de pe tutoriale, de pe așa zisele cursuri de scripting de pe YouTube sau Facebook sau pe unde se mai postează. Dar recomandarea mea pentru majoritatea scripterilor, și subliniez numele de scripter, nu vă dați ceea ce nu sunteți. Mai ales când vine vorba de vândut servere de pe net sau să vindeți munca la alții. Nu dau exemple, că nu e frumos să dau exemple acum. Și mai ales nu vreau să promovez toți proștii. Așa că, dacă v-am ajutat cu acest mic tutorial, un tutorial simplu, dați un share, dați un like, dați un subscribe la canal, pentru că poate să vină și alte tutoriale sau live-uri de scripting care urmează să... De fapt, da, mi-am propus să fac și niște live-uri de scripting în curând. Dar nu doar scripting pentru 5M, scripting pentru mai multe jocuri și partea de web. În fine, după ce ați făcut toate aceste pași pentru garaje, pentru dealer și pentru facțiuni și pentru rent, nu uitați să salvați firele, dați un restart la server și bucurați-vă de mașinile care le adăugați pe server. Și încă o chestie. Când adaugi o mașină pe server, cum am adăugat eu acest Bavarian M5 etc., dacă nu aveți un pack de mașini în care să aveți deja o definiție pentru FX Manifest sau Resource.lua, creați-vă un FX Manifest. Eu voi lua unul deja făcut de la mine. Pack mașini. Dăm un copil la ăsta. Ceea ce conține este ca să pornească mașina. În cazul în care voi nu băgați, nu o să vă puteți... Doamne, sunt analfabet. Nu o să vă poată defini mașina și nu va porni pe server. Iar când o băgați în server, dacă o băgați doar așa, nu uitați să-i dați și un start la mașină. Dacă o băgați în pack-ul de mașini și aveți deja în server KFG start sau ensure pack mașini, e cel mai bine. Dar de recomandat să vă faceți un pack de mașini, pentru că și mașinile astea consumă ceva din respawn. Și odată ce faci 80 de resurse aiurea cu mașini, doar și doar de mașini, ajunge serverul la un respawn destul de mare. Adică, să zicem că te joci pe un server de 5M în 10 FPS-uri pe românește. Acel respawn pentru server de 5M este ceva foarte important, să fie cât mai mic. Pentru performanța de pe server, cu cât este respawnul mai mare, cu atât să cauzeze lag sau desync sau chiar să pice serverul. Așa că eu am fost Coru for Life. Sper că v-am ajutat. Salut!